Pe zi ce trece, tot mai mulți giurgioveni se plâng de faptul că în cele mai aglomerate zone din oraș nu există amplasate coșuri de gunoi. Cetățenii urbei noastre sunt nevoiți de multe ori să meargă cu un ambalaj în mână câteva sute de metri pentru a putea găsi un astfel de coș. Există însă și persoane care uită de 5-7 ani de acasă și încearcă să scape de lucrurile nefolositoare pe unde pot. Cine se face vinovat de lipsa coșurilor de pe stâlpii de iluminat aflați pe marginea șoselei, nu se știe exact. Problema este ca o minge de ping-pong aruncată când în cârca autorităților, când în cea a cetățenilor. Întrebați de situația de față, cei ce au în responsabilitate asigurarea acestor bunuri publice spun că în urmă cu o săptămână în diferite zone din oraș au fost reamplasate. Cât despre faptul că acestea nu mai există în momentul de față, devine par a fi tinerii care vandalizează mobilierul public. În ultimul timp am reamplasat coșuri de gunoi și băncuțe la locurile de joacă moderne și conform normelor internaționale, la Parcul Mihai Viteazu, la Părculețul Băințelul, la H-uri pe 1 decembrie, la Poligon pe Ramadan, la drumul Stănești intersecție cu Prunaru, la Parcul Elevului, două locuri de joacă. Dar deja am constatat că băncile sunt scrise cu grafiti, am găsit lamele rupte de bancă, am găsit coșuri răsturnate. Deși numărul coșurilor de gunoi care au scăpat nevandalizate este tot mai mic pe zi ce trece, problema este pe departe de a fi rezolvată. Înlocuirea acestora lunar face ca bugetul local să scadă semnificativ atâta timp cât suportul din lemn al coșului costă 270 de lei, iar coșul de plastic 170 de lei, la care se mai adaugă și costurile de amplasare. Până când giurgiuvenii vor înțelege că astfel de sume sunt plătite tot din buzunarul lor și că ar trebui să păstreze ceea ce au, nu ne rămâne decât să aruncăm eventualele ambalaje în gunoiul de acasă, pentru că în acest moment un coș de gunoi îl găsim la o distanță destul de mare.